Mulțumim de domnului fiindcă în Gustav am găsit certificatul de deces al străbunicului meu. His name was Shmai. Pe nume Shmai Brad. Which in Yiddish means Samuel or Seymour. My father was named for him. Care în Yiddish înseamnă Samuel sau Seymour. Tata a fost numit după el. And my father unfortunately passed away last December. Din păcate tata a murit în decembrie anul trecut. And he used to always tell me that he was named for his great grandfather, but he didn't know where he lived or where he was from. Obișnuia să-mi spună că a fost numit după străbunicul lui, însă nu știa de unde era străbunicul sau unde locuise. Now we have found him. Iar acum l-am găsit. So I come here as a member of the city of Bodishan. I'm actually from Bodishan. Așadar, vin astăzi aici în calitate de cetățean al orașului Botoșan, fiindcă și eu sunt din Botoșan. And my cousin Judy here is my first cousin, and Louis Breilauer is her great-grandfather, and Shmai Breilauer is her great-great-grandfather. Iar aici se află și Judy, verișoara mea primară. Shmai Breilauer este de asemenea străbunicul ei. And this is my wife, Libby. Iar împreună cu ei se află și soția mea, Libby. And I'm going to say one thing about my sister, Barbara, who is not here with us today, but she's back in the United States. Vreau să vă spun ceva și despre sora mea, Paja, care nu se află astăzi împreună cu noi. Ea se află în Statele Unite. I know that she would love to be here. Știu că s-ar bucura foarte mult să poată fi prezentă. She's president of a university in the United States and a famous American author. Ea este președinta unei universități din Statele Unite și un scriitor cunoscut în Statele Unite. And her first book was written about this man, I.B. Sam. Iar prima sa carte l-a avut ca subiect pe Isaac Singer. Now, Isaac Singer was a famous Yiddish American author who won the Nobel Prize for Literature. Un faimos autor american care a scris în Yiddish și care a reușit să obțină premiul Nobel pentru literatură. Okay. So that's the first book I'm going to put on the shelf. And the second book I'm going to put on the shelf is by Mark Twain. And I'm choosing this book because of my son Benjamin. Am ales-o datorită fiului meu, Benjamin. His favorite author was Mark Twain. Pentru că Mark Twain era autorului, este autorul lui preferat. And as the director knows, Mark Twain wrote the most famous American novel called Huckleberry Finn. Iar așa cum doamna directoare știe, Mark Twain a scris cel mai cunoscut roman din Statele Unite, Huckleberry Finn. And if you only read one American novel, read Huckleberry Finn. Dacă veți citi un roman american, citiți aventurile lui Huckleberry Finn. Mark Twain's real name was Samuel Clemens. Numele real al lui Mark Twain era Samuel Clemens. He was a reporter, a journalist. El era reporter, jurnalist. And he became a playwright and a novelist. Și a devenit dramaturg și romancier. But the most important thing about Mark Twain is he was a great humorist. He told very funny jokes. Însă cel mai interesant lucru este că spunea foarte multe bancuri. I'm going to tell you two of them. Și am să vă spun două dintre ele acum. Because it's the only two of them I can remember. Fiindcă sunt singurele pe care mi le amintesc. My two favorite ones, the only ones I can remember, is one, he smoked a lot. Una dintre cele două este aceea că se spunea că fuma foarte mult. And everybody was telling him how bad and dangerous smoking was, and told him he had to stop smoking. Evident, toată lumea îi spunea că fumatul nu este sănătos și îi sugera să renunțe la fumat. He said, no problem, I can stop smoking anytime I want to. Iar el a răspuns, bineînțeles, sigur, nicio problemă, pot să renunț la fumat oricând vreau. The problem is staying stopped. Problema e să mă opresc acolo și să nu mă apuc din nou. He said he stops once a week. Spunea că se renunță la fumat cam o dată pe săptămână. For a couple hours. Pentru câteva ore. The other one was, we have a tradition in the United States, I don't think you do this here in Romania, but when you go to church,
În Statele Unite avem o tradiție, nu cred că există în România, atunci când mergem la biserică. The way you support the church is by giving money during some part of the service, I think, or the offertory, right? Într-o anumită parte a slujbei dăm bani tocmai pentru a ajuta biserica. Sometime while you're doing communion sometimes, right after communion, they'll pass around a basket and you put money in the basket. La un anumit moment al slujbei, probabil imediat după o împărtășanie, se trece cu un coș și se pun bani în acel coș. Sometimes when he was angry at the minister because of his sermon, when the basket would go around and there was money in the basket, he said sometimes he felt like taking money out of the basket. La un moment dat, supărat de preot, spunea că atunci când trece coșul pe lângă el, simte nevoia să ia bani în loc să pună acest. But anyhow, Mark Twain is the quintessential American. Oricum, Mark Twain reprezintă quintesența spiritului american. One last thing about Mark Twain. The way he got his name, Mark Twain, is Mark Twain has to do with the level of the water in the rivers. Mark Twain, it meant how high the water was. And the way he gave himself that name is he was the navigator or the captain on a big steamboat on the Mississippi River. Și a ales acest pseudonim fiindcă era capitanul unui vas care naviga pe râul Mississippi. And Mark Twain was the level of the river in which it was deep enough for the steamboat to run. Termenul Mark Twain se referea de fapt la acel nivel al râului care le permitea vaselor să navigheze. So, read some Mark Twain. Așadar, citiți-l pe Mark Twain. And I hope you enjoy this little piece of America. Și sper să vă bucurați de această mică parte din America. Awesome.